găsit! Sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. Nu am reușit să învingem Islanda, iar acum stăm la mâna ei pentru a mai spera la barajul pentru Mondialul din 2022. România trebuie să câștige cu Liechtenstein, iar Islanda să nu piardă cu Macedonia. Pentru remiza albă de pe stadionul Steaua, Mirel Rădoi s-a pus singur la colț și le-a găsit alibiuri tricolorilor. Nu sunt dezamăgit de ei, dar îmi reproșez, da, și primul 11 și, nu știu, anumite momente când poate trebuia să reacționez altfel de pe margine, dar dezamăgit de ei nu am cum să fiu, pentru că în toată perioada asta nu am foarte multe lucruri să le reproșez. Vina e a mea, e clar. Am cum să spun că jucătorii, că ar fi ușor. Ce frumos ar fi, am scăpat jucătorii de vină și am plecat. N-am cum să fac așa ceva, pentru că până la urmă deciziile majore le-am luat eu. Eu am făcut echipa, eu am alcătuit sistemul, eu am făcut selecții, eu am făcut convocarea, deci din punctul de vedere n-am cum să spun că jucătorii sunt de vină. A rezistat cât a rezistat, până a răbufnit. Selecționerul Mirel Rădoi i-a bătut obrazul directorului tehnic al FRF Mihai Stoichiță pentru că a dat indicații din tribună în timpul meciului cu Islanda, iar lui Ciprian Marica i-a atribuit proverbul nu te certa niciodată cu oamenii proști că te vor bate cu experiență. Marica îl atacase pe selecționer după egalul cu Islanda și i-a cerut să plece de la națională. Ce să mă supăr pe el, pentru că îl știu mult mai bine decât voi, mai ales că am fost colegi de generație și la un moment dat ajungi atât de bine petrecând atâția ani într-un vestiar încât să știi limitele colegului. Și atunci e proverbul ăla, nu te bate cu ăla, că te bate cu armele lui. Deci n-am cum să vorbesc cu Ciprian Marica, pentru că vă spun sincer, chiar dacă a jucat foarte mult, foarte mulți ani fotbal, nu înțelege foarte multe lucruri din antrenorat. Deci din punctul de vedere, n-am ce să-i răspund sau să mai iau după el acum să-mi dau demisia sau el trebuia să rămân. Se făceau calcule, cum la fel m-am auzit de sus și indicații tactice acum. Deci mai nou, e normal, în momentul în care nu câștigi, cei mai buni antrenori sunt sus. Sper să revăd imaginile și să recunosc vocea, pentru că mai grav ar fi dacă ar fi cineva din partea federației, că atunci trebuie să vină în locul meu. Păi le spun eu. Era vocea domnului Stoichiță, evident, pe sus, urcă, intră în careu, centrează. Atunci trebuie să vină să stea în fața mea să vă răspundă dânsul la întrebări, că oricum vine și la antrenamente să uite și mai ușor. Cosmin Olăroiu a plecat să semneze cu Al Sharjah fix la ora la care se juca prima repriză dintre România și Islanda și a decolat cu mari emoții pentru copilul lui de suflet, Mirel Rădoi. Nu e nimic definitivat în momentul ăsta, e un acord verbal și probabil că lucrurile se vor califica când ajung acolo. Eu sper că el să continue, pentru că cunoaște cel mai bine echipa, cunoaște jucătorii pe care i-a promovat de la echipa de tineret, cu care a obținut performanțe la campionatul european și ar fi, cred că, cel mai important ca el să rămână. El cunoaște cel mai bine lotul ăsta și acum echipa a ajuns și la un nivel foarte bun, toată lumea a înțeles exact despre ce e vorba și cred că e cel mai indicat el, nu eu. Începe meciul. La mai mare emoție și de asta vreau să mă duc mai repede să văd meciul, că să nu pierd. După o înfrângere surprinzătoare în Liga Florilor, la Brăila, tigroicele lui Adi Vasile pleacă în Ungaria să-și măsoare forțele cu liderul grupei din Liga Campionilor, Ferencvaros. Cred că fiecare meci împotriva celor de la Ferencvaros, împotriva lor jucând de altfel în toate sezoanele astea în Champions League, e un meci foarte echilibrat și de multe ori ne-am împărțit victoriile. Cred că Ferencvaros în momentul de față traversează o primă parte de sezon foarte bună, neînvinși în Liga Campionilor. Așa că, hai să zicem, este o echipă care cu siguranță sunt pe val, au multă încredere în ele. Și evident, jucând acasă și având și suportul unei întregi săli, este un atu pentru ele. Nadia Comăneci, cea mai valoroasă sportivă din toate timpurile, a împlinit 60 de ani. Zeița de la Montreal își aniversează această vârstă alături de familie și de cei dragi în Statele Unite ale Americii. 25 de medalii, din care 16 de aur, a adunat în carieră cea mai bună gimnastă a lumii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene. În ziua în care a plinit 60 de ani, fosta gimnastă a fost decorată de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în gradul de mare ofițer. Ați scris pe ziua Nadiei, ați vorbit cu ea, i-ați spus la mulți ani? Cu Nadia i-am dat mesaj, da, prin domnul de la președintele comitetului, cum domnul, cum se cheamă?
Valiu, da. I-am dat mesaj, da. Mi-a zis să vină mai des în România. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră întâlnire de luni, să aveți un weekend liniștit!